Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Evelin Păună și vă invit să petrecem din nou o oră de poveste aici la Trinitas TV, în compania unei personalități de seama României, un om pe care știu că îl apreciați, Danceul, îi spunem mulți dintre noi, doamnelor, domnilor, Dance Mihăilescu la Trinitas TV, bine ați venit! Bine v-am găsit noastră. Și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru noi. Mă sperie termenul de personalitate, dar mă rog, e bine. Vă sperie și termenul de brand. Tocmai de aceea eu mă gândesc... Mă asta chiar, da. Că Dance Mihăilescu este o personalitate, iar Danceul este un brand. Dacă vreți, da, da, bine. Cărui fapt îi datorăm acel ce din nume? E o chestie cam neplăcută. Prin anii, eu am semnat întotdeauna Dan Mihăilescu, deci fără fandoseala acestui ce. Dar prin anii 80, cineva mi-a semnalat în revista Astra din Brașov că ar fi apărut alt Dan Mihăilescu, care scria cu Festivalul Cântarea României. Mi-era teamă să nu aibă și poeme cu Ceaușescu și atunci am pus acest C, ce, care vine de la tatăl meu. Deci Dan Constantin Mihăilescu. Dar a rămas asta cu Danceu. Într-un timp m-a supărat că am primit dedicații, țin minte, de la Paul Georgescu, Danciului. Și Danciu este, nu știu ce, un fel de Buli Băbașe, așa ceva. Dar, mă rog, în timp am acceptat că sunt Danceul sau am acceptat, cum îmi spun oamenii pe stradă, omul, trăiască omul. Omul care aduce carte. Vreau să vă propun să facem o călătorie în timp până la puștul acela, Dan, pe atunci, fără ce. Dănuț, da. Să spunem că în perioada 4-15 ani erați undeva între șoseaua Giurgiului, Pieptănari, Ferentari, șoseaua Viilor. Ați crescut în Mahala și spuneți asta fără a ascunde vreo clipă episodul acesta din viața dumneavoastră. Cu mândrie, e un fel de mândrie pentru că am prins ceea ce nu mai prind mulți din cei de vârsta dumneavoastră acum, acel amestec extraordinar, fabulos, pitoresc, hidos, mizerabil, de țigănie, omenie, frățietate, toată lumea de pe străzile alea cu pietroaie, cu rigol, în care se aruncau lăturile, știți că se deschideau poarta și se aruncau lăturile în stradă, era o frățietate extraordinară. Se striga peste garduri: Coana Marie, n-ai niște zahăr? Îl trimit pe ăsta micul să-ți aducă zahărul. Mă duceam cu plăcinte la Coana Maria, luam zahăr, mă duceam și luam pe el ulei de la cineva. Se făceau nunți, botezuri, mormântări. Toată lumea știa pe toată lumea. Erau și bătăi, și beții, femei cu târnuite pe drum, mai erau și niște țigani unde tatăl era în concubinaj cu fiica și mama era în incest cu fiul, dar una peste alta toată mahalaua asta te plămădea într-un fel în care binele se intersecta cu răul, era o topire de contrarii, un fel de concordia discurs în care între moarte și viață, între ură și dragoste, toate granițele se permeabilizau. Și atunci felul meu de a fi, eram și obez și după aia acneic și sărac și cu câini în prejurul nostru, toată mizeria aia avea o solaritate extraordinară. Și toată viața mea, tot stilul meu, toate textele și cele 20-30 de cărți pe care le am, toate sunt bolnave, impregnate, îmbibate de această concordia discurs. Sunt obsedat de fuziunea de contrarii. Nu-mi place sau, îmi place și. Deci sunt un om al conjuncției, nu al dihonilor, al dezbinărilor. Dacă nu erați un om atât de apropiat de cuvânt, credeți că ați fi considerat mahalaua pe care mulți o blamează drept un început, să spunem, sănătos în viață, un început autentic, pentru că nu ați avut o copilărie de poveste, ci ați avut o copilărie... povestită. Sau da, de realitate. O povestesc eu. Foarte ancorată în realitate. Deci, puneți că dacă nu eram un om legat de cuvânt. De cuvânt. Apropo, dacă n-ați fi simțit cuvânt, diafan, poate. Știi ce se întâmplă? Cred că dacă tot vorbim de cuvânt, cred că în rolul în viața mea, factorul fundamental a fost bâlbâiala. Din toate complexele mele sociale, financiare, geografice, cum vreți să le spunem, faptul că am avut 5 tați, etc., etc., faptul că m-am bâlbâit, acest handicap, a fost chestia cea mai chinuitoare din viața mea și totuși chestia salvatoare.
Maica mea mi-a spus în copilărie mereu, tu ai handicapul ăsta, tu ești așa, 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 noi nu avem bani, tu nu o să faci școli înalte, trebuie să te ridici, trebuie să fii, să îți aduni în cap, trebuie să fii cât mai deștept decât ceilalți, trebuie să te îmbibi de fantazare, de basme, de cultură, dacă vrei să domini, adică, mă rog, dacă vrei să plutești pe deasupra lumii. Și atunci handicapul bâlbâielii m-a determinat să fiu altfel decât ceilalți. Și din câte eram mai bâlbâit, dar eram mai obsedat în clasele întâia și a doua, să spun, basme. Mă bâlbâiam îngrozitor, dar ieșeam în fața cu colegilor mei și spuneam niște grozăvii, inventam căpcăuni, zâne îngrozitoare, încât bunica mea era disperată și spunea, maică-mi, mă, cocusul ăsta, minte de îngheață apele. Iar faptul că mă bâlbâiam mă obliga, că știam că vine un C, vine un P, vine un M, la care o să mă bâlbâi, și atunci trebuia să găsesc mereu sinonime, alt cuvânt. Știam că vine un cuvânt marmeladă, și atunci trebuia să spun dulceață sau majun. Și mintea mea, băgând în ea atâtea sinonime, am ajuns că acum spun șoferii, compresor, ce îmi place la dumneavoastră, e că aveți vorbe în bot. Deci cuvântul și mahalaua, obsesia de a rosti și de a mă da în stambă, a fost un exhibiționism înăuntru meu, pentru că din cât eram mai retractil, mai complexat, mai speriat de bâlbâială, de-aia voiam să ies în relief. Absurd. Și în ședințele de partid, niciodată nu m-au pus să spun, să citesc documente oficiale, că mă bâlbâiam la Ceaușescu. Și în loc decât să auzi cea, mai bine mă lăsau în bancă, dar voiam și sufeream că erau luați alții în locul meu. A fost un moment în copilăria dumneavoastră în care cei din jur să considere bâlbâiala ca un, să zicem, rezultat al faptului că ați avut cinci tați, că ați asistat la momente în care exista violența acasă. Pe cine acuzăm pentru bâlbâiala aceasta care, până la urmă, avea să vă devină șarm în viață? Să știți că, până la urmă, este de acuzat chiar tatăl meu, care o acuză pe mama mea. Deci, niciodată n-am să aflu cauza exactă. Când sunt întrebat, spun că m-a picat din leagăn. Maica mea m-am lovit la cap. Unii mi-au spus că de aici îți vine și istețimea în plus, de la faptul că ești altfel. Dar taica mi-a susține că mama mea, speriată de el într-o seară, când el a venit de la un bal mascat cu un bod de lup, s-a plecat pe leagăn meu, aveam vreo 3 ani și ceva, m-am speriat îngrozitor și ping, s-a făcut atingerea neuronală. Maica mi-a spune că m-a luat în brațe, a coborât o scară melcată din strada Viitor, unde stăteam noi atunci, și m-a scăpat un pic, după care se pare că în iarna lui 53, spre 54, când m-am născut eu, cu vreo 4-5 luni înainte să moară Stalin, în iarna aia era zăpada la Casa Scânteii până la etajul 2. Și lumea făcea tunele prin zăpadă. E, și se pare că atunci tatăl meu, fiind înamorat de o asistentă, de o doctoriță, iubindu-se ei, m-au uitat la vreo 2, 3, 4, 5 zile cu geamul deschis și m-a nins. Îmi place chestia asta de mor. M-a nins și a făcut o pneumonie îngrozitoare și era un profesor francez captat, prizonierat în spital și mi-a făcut o puncție în creier cu un ac de jumătate de metru, știam eu, mă rog, de vreo 10 centimetri, și atunci se pare că s-a atins ceva. Mă rog, alții mi-au spus că deci eram bâlbâi din naștere, alții că am dobândit-o la 3 ani, taică-miu că din cauza maică-mii, maică-mea că din cauza lui taică-miu. Cert este faptul că toate astea s-au adunat și au făcut un talmeș, balmeș înăuntru meu, un amestec de complexe de inferioritate, care au dat în semeție. Adică din cât eram mai copreșit de complexe și de tristețe și de jale, de-aia am devenit mai mândru, mai vanitos, lăudându-mă cu defectele mele, modestia mea, încât acum, uite, am trecut de 60-62 de ani, să rămână și eu chiar nu știu nici acum cine am fost, cine sunt, ce am vrut de fapt. Am vrut să fiu celebru, nu. Am vrut să fiu un om al bibliotecii, un șoarece de carte, și am ajuns să-mi câștig viața pe cale orală. N-aș vrea să ne îndepărtăm de momentul acela al bâlbâielilor din tâi, pentru că știu că în cimitirul Belu, unde mergeați adeseori să mâncați colivă și să primiți pomană de la cei care mergeau acolo să împartă, oamenii
vă întărâtau înainte să întindeți mâna, pentru că le plăcea să audă, cum spuneți, bâlbâindu-vă, boda prost. Bobo, da, da. Dar vă că știți multe despre mine. Mie îmi pare și bine N-ați și rău. N-ați fost descurajat atunci, în ochii copiilor de seama dumneavoastră? Păi nu eram decât eu. Nu știa nimeni că merg în belul. Băieții normali, de vârsta mea, jucau fotbal, poarca, leapșa, nu? Mai beau câte o bere din când în când. Eu eram îmbrăcat în alb, ca o fetiță, mă jucam numai făcând cozonăcei, aveam un păpușoi pe care le legănam. Și de la 5-6 ani până spre 14, 15, 16 ani, într-adevăr, am fost în belul. Și la crematoriu. Îl ador, da, la crematoriu mă trădeam cu Sania și trăgeam cu Sania fete. Pentru că, spuneți dumneavoastră, am învățat ce este moartea înainte de a ști prea bine ce este viața. Am spălat și morți chiar. Să vă spun, la belul ce adoram și ador este liniștea extraordinară și familiaritatea pe care o ai cu moartea. Cu dispariția. Și istoria pe care o și cu istoria și cu geografia și cu legende, cu basme. Și cu uitarea? Uitarea? Da. A ce? Nu. Uitarea acolo este locul aducerii acolo. Aminte. Pentru cei care pășesc pragul. Da, e locul aducerii aminte, da. Pentru mine era un spectacol, pentru că acum, chiar și acum îmi dau seama, după ani și ani, că am prins în anii aia 58-67, încă mai era Bucureștiul foștilor. Erau fostele doamne, fiice de liberal, de țărăniști, monarhiști. Erau doamne slăbuțe, cu tocă, cu valetă, cu dantelă neagră și cu mitene, mănușile alea fără degete, care veneau cu niște colive divine și, într-adevăr, spuneau toate, uite, dă-i lui că s-a luat, cum spune, bobo, da proste. Mâncam colivă cu o fericire frenetică, diabolică, eram obez din cauza ei, iar cu morții, cu moartea, într-adevăr, am avut un comerț, să-i spun, e mult spus, dar am fost familiar de mic, pentru că se murea mult în jurul nostru. Ajutam la spălat morții. Pentru că la 7 ani... Bunicul meu, chiar eu l-am spălat cu mama. Pentru că la 7 ani ați fost... Știu că există mai multe momente care v-au apropiat de pragul acela pe care aveați să-l înțelegeți peste timp. La 7 ani, la vânătoare, deși urați armele, atunci ați înțeles ce se întâmplă. Vânătoarea am dușmănit-o îngrozitor, ca și grădinile zoologice, ca și circul. Ideea de animale în captivitate mă ucide. Un alt moment ar fi la 11 ani, atunci când vă temeați pentru viața mamei pe care o vedeați chinuită de către cel de-al treilea soț. Un alt moment a fost boala bunicii, cancerul acela galopant. Alzheimerul și cancerul, da. Dar prea mult, adică vreți așa să dezgrupăm biografismul, nu, sau da, să ajungem din nu, biografie, dar aș vrea în bibliografie? Aș vrea să-mi spuneți ce înseamnă pentru un om să nu spună nimănui tată. Asta e o întrebare. Asta chiar e... Nu m-a întrebat nimeni și nu m-am întrebat nici eu. Mi-aduc aminte că am avut de multe ori nostalgia paternă. Totuși, tatăl biologic este doar unul. L-ați cunoscut? Oh, sigur, da, ne-am cunoscut de vreo 2-3 ori, ne-am întâlnit în 40 de ani de câteva ori. El a avut o fixă. El a avut o fixă de mic și a spus, maică-mi, când am divorțat, eu aveam 3 ani și ceva, atât de mulți îi cauți în coarne ăstuia, încât o să ajungă un derbedeu. Un golan, un mahalagiu. Un mahalagiu, un bețiv. Deci toată viața mea, tatăl meu cel biologic, a urmărit derapajul. A urmărit atent să vadă dacă îi voi îndeplini acea premoniție, că din cauza arhiubirii, maică-mi, care într-adevăr era o iubire dominantă, posesivă, fanatică, chiar nu concepea că mă pot însura, nu concepea o pereche vrednică de zeul ei. Dar revenind la
Asta am suferit foarte mult că n-am avut tată și eram plin de invidie față de copiii de vârsta mea, care toți mergeau fie cu tatăl mână-mână, fie mergeau la fotbal, pe stadioane, îi învăța să se bată, să iubească. Ei bine, eu nu. N-am avut astea și am trăit lângă maică mea, cu bunică mea, cu mătuși, într-o efeminare progresivă. Da, ați stat vreodată de vorbă cu tatăl biologic la aceste câteva ori în viață când v-ați întâlnit față în față, așa? I-ați cerut o explicație pentru absența lui sau pentru, să spunem, pentru prea puțină prezență? Adevărul că mi-am dorit de pe la 12-13 ani, când intri în pubertate și vrei un sprijin, un tată. De pildă, dacă ador din filme o scenă, ador din Disney, din Bambi, când arde pădurea, când moare mama lui Bambi și apare cerbul patern, enorm, frumos, splendid, și spune, come on, my son, let's go, și îl salvează din pădure, din foc. E, apariția aia de cerb uriaș, ăla e tatăl, e zeul, Iave, Dumnezeu. E bine, deci am vrut așa ceva, am tânjit să mă duc și pe mine tata, să învăț arte marțiale, judo, etc. N-am fost pe un stadion la fotbal, eu nu știu, să înjur, să scuip, să fluier, să mănânc semințe. E, toată chestia asta de virilitate, de antrenament războinic, n-am avut-o. Și toate s-au refugiat în lectură, în închidere, în biblioteci, la 11, 12, 13, 14 ani, citeam la metru. Am dat de biblioteca unor părinți ai unui prieten foarte bun și avea ceva enorm, avea 4 pereți, erau mii de cărți, și am citit în 5 sau 6 veri, de la stânga la dreapta, ca idiotul, indiferent ce, poezie, teatru, roman, franțuzez, nemțesc, german, nu conta, de nebun, mediu, din renaștere, citeam tot. Viața ca o înghițire, spuneați dumneavoastră. Da, era o bulimie îngrozitoare, da. Și la fel spuneați că puținul e cel mai greu lucru. Puținul pe care îl învățați. Și simplitatea, da. În anii aceștia. Atunci am învățat două lucruri. Ce scria pe frontonul de la Delphi. Sunt două lucruri pe care le spune elevilor de liceu matematic. Gândiți aceste două lucruri. Cunoaște-te pe tine însuți și celălalt era nimic prea mult. Nimic, deci, prea mult v-ați asumat lucrul acesta. Măsura, cunoaște-te pe tine nu însuți? L-am asumat decât pe la 50 de ani. Da, după asta, primul infarct. Treaba asta, cunoaște-te pe tine însuți. Asta e o splendoare, da. Da, v-ați asumat-o? Am adorat-o, da. Am adorat să cobor înăuntru meu. Unii spun că e vanitate, că e mândrie, că te consideri tu un tip atât de aparte încât să cobori înăuntru tău treaptă cu treaptă ca în pivnițele unui castel somptuos și să-ți verifici ADN-ul. Deci am fost fascinat mereu de moștenirea genetică dinăuntru meu. Când pe la 5-6 ani spunea bunica mea, care nici azi nu știu ce era, grecotei, macedon, armân trecut la greci, casaon, certe că era din sud, Călăraș, malul Borcei, și înăuntru lui era un creuzet etnic de alogenie, bulgari, turci, greci, mă rog, și el îmi povestea de ce însemnau părinții lui, bunicii lui, hoți de cai, iubitori, băutori, un hedonism la joie de vivre. Era o fericire de a fi bunicul meu, care este modelul meu. Model și în bine, dar și în rău. Adică fă așa și nu fă așa. Era un om care a fost forjor 40 de ani, am muncit la 1000 de grade în fiecare zi, bea câte un litru de tescovină după fiecare zi de muncă, stătea numai cu damigene de 5 litri, dar era în același timp generozitatea absolută, era vânător și pescar și umplea strada de iepuri, de fazani, dăruia. Încât el mi-a dat acest fel de a fi centrifug. Eu ies mereu din înăuntru meu, mă cheltuiesc, mă risipesc, îmi place foarte mult să mă dăruiesc, iarăși dușmanii spun că este un semn de trufie. Te consideri tu un butoi fără sfârșit și te tăruiești. Asta sunt, așa simt și m-am și întâlnit cu... Prietenii vă acuză și de naivitate.
unii de falsă naivitate, că ți joci această infantilitate, că de fapt, mă rog, sunt chestii și chestii... Da, apropo de puținul pe care l-ați învățat, spuneați că l-ați învățat după 50 de ani, după primul infart. Mm-hmm. Câte infarte? Cu simplitate, două. Două, cam și un accident cerebral. De ce credeți? Ori fi fost și sunteți prea inimos? De are inima ceva cu dumneavoastră? Am fost și asta. Pe de altă parte, am fost un risipitor, un gaspiuier și un om care a luptat împotriva lui cu o tenacitate autodestructivă îngrozitoare. Totul a fost uriaș la mine. Eu 30-40 de ani de viață nu puteam să mănânc o baclava, mâncam 7. Nu puteam să mănânc 2 mici, mâncam 10, 12. Nu puteam să beau o cafea dimineața și una seara. Beam balzacean, 3-4 litri în fiecare zi, cu mult, tot era mult, mult, mult. La noi acasă niciodată nu exista degustare, ci numai înghițit. Apropo de niciodată... haplea de care spuneați că ați fost. Maica mea nu spunea vino la masă. Noi nu știam să stăm cuminți la masă, cu cești, cuțe mici, nu. Îmi spunea vino și bagă în tine. Și aveam numai mormane de cartofi prăjiți, cârnați, macaroane, să mânca cu hârdăul la noi. Era îngrozitor, erau 30 de sarmale, iepuri așa, mire neorocire. Totul a fost îngrozitor, inclusiv forfota din lăuntru meu, încât atunci când Dumnezeu mi-a dat acest prim bici și au început apele să se lase nisipul din acvariu, pe fund, am suferit foarte mult și suferința m-a ajustat. M-a învățat să mă dezaccesorizez. Momentul acela de la 50 de ani în care ați avut cumpăna aceasta majoră, prima dintre cele trei, a fost și prima dată când v-a fost frică, cu adevărat? Frică nu mi-a fost deloc. Îmi pare foarte rău să vă spun. Am fost încântat că dispar. M-a luat o liniște și o bucurie că mor. Ce mi-a părut rău, într-adevăr, mi-a părut rău de soție și de fiica mea, de el mi-a părut rău, dar mi-a părut bine că mă duc. Pentru că n-am avut și nu am altă obsesie decât groaza de spitalizarea românească, groaza de agonie și bucuria pe care Dumnezeu i-a dat-o mamei mele să mor rapid, într-o zi, într-un sfert de oră, eventual în somn. Asta ne dorim toți, nu? Mama s-a stins atunci, da, la 69 de ani, da. Dar să știți că eu am știut că fac infart la 52 de ani, eram absolut convins. Cum așa? Soția mea știe asta din 77. Toată viața mea, fără nicio excepție, de pe la 11-12 ani până la 50 de ani, am observat că matematic am însemnat ceva pe fiecare carte, aproximativ, la pagina 52. Că știu că făceam mereu 5-2, parcă era un omega. 5 și 2. Și aveam mereu 52, zic, să știi că mi se întâmplă ceva la 52 de ani. Mă rog, acum să nu transformăm într-un dialog de babe care dau pasențe. Momentul acela. Nu am depășit, dar atunci m-a luat o liniște și o bucurie și spun tuturor, am întâlniri cu elevi foarte multe și știu că este o filozofie de babă, dar o spun cu mare drag pentru că văd cum îi șochez cu acest lucru. Trăiți-vă fiecare zi ca pe un dar de la Dumnezeu. Este o minune că ai prins și ziua de azi, că poți seara să spui mulțumesc ție, Doamne, pentru ziua de azi și să cânți precum păpăsările în când vine seara și să te scoli în zori precum mierlele noastre dintre blocuri, la 5:30-6, cum de lumina apar mierloi. Domnule, e o fericire de a fi, e o bucurie, chiar dacă plouă, bine că plouă, dacă ninge, bine că ninge. Deci să iei tot ce ți se întâmplă ca un dar. Asta îți dă o liniște și simplitate. Într-adevăr, simplitatea este foarte greu de prins, foarte greu de acceptat, pentru că trebuie să-ți ajustezi ființa tot mai mult. Vorbiți atât de frumos, încât vreau să-mi spuneți patetic. Cum a reușit copilul acela, care avea 3 handicapuri, spuneți, bâlbâit, gras, fără tată, cum a reușit să nu fie un mahalagiu și să fie un om reper pentru noi? Asta... Pentru că știu că, deși erați considerat povara familiei de către cel de-al treilea sau al patrulea tată, deși erați paravan în bătăile de acasă pentru că o apărați pe mama, mama a fost cea care a adus cartea din tâi acasă. Acum să știți că eu trebuie să fiu recunoscător foarte multor oameni, în primul rând mamei, deși am supărat-o, am fost mereu insurgent, am fost un cal
căruia i-a plăcut să muște zăbala, din multe puncte de vedere, am fost foarte rău. Și uite, chiar ea, acum mi-aduc aminte, pe la 8-9 ani, am furat de la un prieten o păuniță, o mărțișor, o broșă, să-i dau maică mi de 1 martie sau de 8 martie. Habar n-am cum a fost. Era în baie la băiatul ăsta, am luat-o să-i o dau ei. Nu știam ce înseamnă să furi, că e un păcat, că nu știu ce. Și maica mea a avut o tactică infailibilă, înfiorătoare. Nu m-a bătut, nu, nimic, cu fierul de călcat, nu. M-a lăsat și mi-a spus, sâmbătă, te îmbraci frumos, iei broșa și mergem împreună la doamna, mama lui Mirică, colegul meu, să-i o dai. A fost cea mai cumplită zi din viața mea și din ziua aia n-am mai atins un ac. Dacă văd pe stradă un morman de aur, ori nu-l iau, ori merg și îl predau. Pentru că drumul ăla pe câmp, la butoaie, o jumătate de oră, până am ieșit la cinematograful Flamura, pe Giurgiul, și acum știu locul, blocul, și că m-a bătut la ușă și a ieșit doamna respectivă cu minte serioasă. Dar de ce, doamnă, chiar așa ați făcut? Lăsați-l, Dane, dă-i broșa doamnei, roagă de iertare, spune-i limpede, doamnă, v-am furat, oameni. Și acum știu că n-am putut să spun furat, broșa, eram, mă împlezneau venele de la gât, eram atât de îngrozit. A fost practic o traversare de infern, drumul ăla. Ei, astfel de acte educative au avut menirea să mă facă să mă deșurubeze de la diabolic. La 13-14 ani eram îndrăcit, înfiorător. Era toată bolboroseala de hormoni pubertari înăuntru meu. Lipsa citeam, de explicații. N-aveam tată, citeam numai Baudelaire, Rimbaud, aveam o profesoară de franceză minunată care ne-a dat numai poezii blestemați. Le Maudit, Lautre Amont. Eram îngrozit după Lautre Amont și îmi plăcea din Gargantua ce? Cum se urcă el pe cupola de la Notre Dame și face pipi și neacă tot Parisul în urină. Eram atât de îngrozit. Ei, toate lucrurile astea s-au efasat, s-au șters, s-au dus grație unor oameni. În principal, Ioan Alexandru, care este, după mama mea, principalul reper, care practic m-a zăgăzuit, m-a strâns așa în mână. Uite, acum vine, când fac acest gest, îmi vine în cap Tudor Panfile, povestea lumii de mult, când Dumnezeu vede că a făcut lumea prea mare, prea lată. Și cum să o facă el, să facă mai mică, se duce la arici. Și îl întreabă, bre, tu care ești înțelept, cum să fac cu lumea? Doamne, păi iau așa în mână și strânge-o așa un pic. Și de atunci s-au făcut munții, dealurile. Exact așa m-a strâns Alexandru și m-a pus într-o ramă, mi-a dat un frame de ăsta, m-a înrămat și m-a învățat că simplitatea, duhovnicia, dorul de bine, de lumină, de Dumnezeu, înseninarea, deci tot ceea, plus părintele Sofian de la Antim, la care am fost în spovedanie înainte de nuntă, prin martie 76, și care i-am spus cele mai cumplite urori pe care poate să le audă un duhovnic, că umblă draci înăuntru meu, că din cât e păcatul mai mare, Dostoievskian, nu? De-aia ești o trambulină înspre mai bine, că trebuie să experimentezi toate viciile ca să ajungi la virtuți. Deci totul era nebunie, bufonadă, și Sofian, ca Dumnezeu, așa, ca un fulg a dat și mi-a spus, vezi-ți de drum, dumneata nu ești un om rău. Apropo de mănăstirea Antim, aparițiile astea sunt lucruri care te ștanțează pe toată viața, știți? Pe toată viața v-a ștanțat Tania, colega de facultate, cu care ați fost prieteni 4 ani, până să îndrăzniți odată la un cules de legume, nu știu ce de roșii, se întâmplă, da, roșii, să-i dați mâna să coboare din camion unei fete de 1,50 m cu unghii scurte. Acum, e interesant... Pian. Făcea pianul, da. Ce v-a plăcut prima dată la cea care avea să devină soție? Unghiile. E și ăsta un punct în de vedere. În primul rând a fost faptul că era mică. Eu atunci eram obez, aveam vreo 90 și cam 100 de kilograme și ea era de 1,50 m și de 40 de kilograme. Și toți obezii sunt microfili. Întotdeauna cauți extrema cealaltă. Și când am văzut o astfel de mică sărind din
din autobuz. N-am știut că ea a făcut liceul de muzică și avea, deci, unghii mici. Nici un rimel, nicio aluzie. Nu, nu. Dar era frumoasă. Era proaspătă, o frumusețe feciorelnică absolută. Nu era frumusețea tip Marilyn Monroe. Cum ați știut era că ea este... Era frumusețea tip Goldie Hawn. Cum ați știut că ea este aleasă? Aba, pentru nu. Că ați scos-o la un moment dat în oraș. Nu, m-am dus în aceeași zi acasă și am spus mamei mele, am găsit-o. Ce-ai găsit, mă? Păi cum ați știut? Păi soție. Pentru că, de exemplu, știu că Logodna ați sărbătorit-o cu două ciocolate Carpați de... 1,60 lei bucata. 1,60 lei. Da. O veriguță de argint, de argint, da, la mănăstirea Antim. Dar eu vreau să-mi spun cum ați știut că ea este aleasă. Nu știu, aici chiar nu știu. Exact cum nu poți să știi când iubești pe cineva. 4 ani de zile cât am fost cocolegi de bancă în facultate, ne-am scris în fiecare zi, din 72 în 76, scrisori, avem așa, sunt cam un metru, în fiecare zi. Conspecte, eu îi scriam din Pascal, Kierkegaard, din Montaigne, încât 4 ani de zile de corespondență în fiecare zi fac exact un cămin, un destin. Noi am fost și prieteni, și frați, și iubiți. Atunci ați învățat să aveți răbdare? Și atunci. Adică a fost un timp de răbdare. Îmi luasem un rol oarecum educativ. Eu mă consideram mentorul, pentru că ea fiind fată de liceu de muzică, făcând pian, unde știți că se exersează 10 ore în fiecare zi și ea știa infinit mai mult Beethoven, Brahms, Vivaldi, Haydn, decât Baudelaire, Rimbaud, de Dostoievski și mai știu eu ce. Și atunci am vrut să îi transfer tot temperamentul meu literar și cultural, fără să observ de fapt ce era înăuntru ei, care erau așteptările ei. Și după aia, când au venit, așteptările ei a fost un amalgam de... Noi n-am avut numai iubire trupească, fizică. A fost cam cum ai alia natura, cultura, muzica, geografia, a fost o sarabandă, un fel de carusel de senzații, astfel încât când noi mergeam prin pădure, când mergeam pe la Sihăstria, Sihla, pe la Făratic, în același timp mergeam în pădure, mergeam înspre biserică, priveam ca și când vedeam peisaje de Andreescu, Ruisdel, nu mai știu ce, păsările cântau înăuntru nostru și ca Vivaldi și ca Bach. Deci am trăit iubirea, carnalul, sentimentalul, cu o infuzie de cultură, estetism. Deci era un erotism estetic, un estetism erotic și astea toate ne țin, practic, și acum. Noi, deci ne-am căsătorit în 76, suntem în 2015 și parcă ne-am întâlnit ieri. Da, avem aceeași prospețime relației. Să fiți un tată bun. Dar ce am fost un tată bun? Păi eu cred că Ana Maria Schöner spune. Ea săraca, da, dar eu cred că... Dar ce ați greșit, fundamental? Am fost egoist eu. Eram în același timp atât de obsedat de mine, de opera mea, de cărțile mele. Toată viața am vrut să scriu mult. Am fost un cantitativist, eram din nou Hablea. Și aici, da. Am vrut mereu să scriu, am vrut să fac istoria eminescologiei, să scriu istoria poeziei românești, să scriu despre teatru poeților, proza poeților. Mă rog, mult, încât pe an am avut-o la 24 de ani, când noi încă, cum să spun, nici nu ne iubiserăm nici jumătate din cât te-are pupuia. Și am fost atât de legați, Tania și cu mine, formam un cocon în care destul de greu i-am făcut loc celei mici. Cred că am fost egoist, sigur, i-am dat tot, am fost încântat, dar uite, acum îmi pare rău și de succesiunea de interdicții, pentru că eram părinți de atât de speriați de starea lor de părinți de la 23 de ani, cât era mereu cu nu. Nu atinge aia, nu face aia. Acum am descoperit eu, într-un film de pe Discovery, copiilor, când pun mâna la 3-4 ani pe o
carte și încep să-i rupă coperta, să o îndoiască, modul să scrie. Lor, modul lor de a o citi. Da, lasă-i așa. Oh. La mine era neurocire dacă deschidea un pic mai tare cartea și făcea, pâc, înnebuneam. Groaznic, e foarte prost. Părintele trebuie să-i lase cartea ca să devină plămadă din ființa ei. După 3-4 ani, după ce o urechează bine, o să începe să respecte. Ori noi eram părinți de ăștia cu nu traversa, nu mișca, nu rupe flori. Eram pe un tăpșan superb pe la Borșa și Ana Sărăcuța a vrut să rupă nu mă uita, o floricică. E, nouă ni s-a părut că e sfârșitul lumii. Nu e normal. N-ați spus niciodată tată. Pare foarte rău. Dar ce ați simțit când vi s-a spus pentru prima dată tata? Am leșinat, adică m-am lichefiat. Eu am și avut o pățanie îngrozitoare pentru că Tania a născut când eu eram în armată, la Bacău, pe dealul Bacăului, cu niște ofițeri înfiorători. Nu m-au lăsat să mă duc să o văd pe asta mică. A trecut o lună și le spuneam, toți ofițeri, vreau să duc colonel, vreau să-mi fac copilul. Dar ce mă, dacă ar fi război, n-ai stat departe? Dom'le, dar nu e război. Lăsați-mă acasă, da. Încât am suferit foarte mult, că nici n-am fost aici în timpul nașterii, n-am putut să arpantez, să fac cei 100 de pași de pe holurile de la spital, încât nu eram pregătit. Am chiar o poză cu fiica mea, era cam cât ambele mâini așa și o țineam de parcă era, ce să spun, dinamită, ca o bombă, știu, țineam așa. Deci nu cred că am știut să fiu tată, cred că am fost un fel de frate mai mare, iar fiica mea, acum la 30 de ani, chiar se uită la mine așa, ca la un spectacol de frate mai mare, un pic nebun, dus cu Pluta. Este Ana Maria suprema realizare a dumneavoastră? Absolut, am spus-o peste tot. Dacă am făcut ceva frumos și bun și trainic în viață, și Tania și eu este ea. Nu vreau să o laud mult, pentru că fiecare tată își laudă o drasla, dar este o împerechere de lucruri bune și din Tania și din mine. Din păcate, o consider subutilizată de societatea noastră. Mulți copii sunt așa. A făcut liceul francez din toți copiii din clasă, ea și cu încă doi, dacă mai sunt în țară. Cred că undeva am și șantajat-o afectiv, că n-a plecat în anii 90-90 și a făcut și facultatea de portugheză, a stat în Portugalia și putea să plece de N ori. Cred că noi am fost părinți posesivi, adică n-am ținut-o noi în captivitate, dar felul nostru de a fi, spațiu alveolar de acasă, a făcut-o, cred, să nu plece. Sper să nu regrete, pentru că prea pleacă tot ce-i mai bun de la noi. Au început să mai și vină. Amaro. Emisiunea noastră este o invitație pentru personalitățile care ne acceptă în viața și în povestea lor, de a se întoarce cu recunoștință la oameni importanți din destin, fie că sunt nume sonore pentru noi românii, fie că sunt oameni anonimi, oameni poate care nu au mai apărut niciodată în destinele dumneavoastră, decât în acel moment, în acele clipe în care au schimbat cumva și în care au influențat cursul istoriei personale. Există un astfel de om în destinul dumneavoastră, căruia nu ați avut răgazul să-i spuneți mulțumesc? Poate un om care nici nu știe cât de tare a contat pentru dumneavoastră într-un anumit moment? Lista, ca să zic așa, e destul de lungă, pentru că pleacă de la, nu în sensul întrebării dumneavoastră, dar e o scală de recunoștințe foarte largă. E bunicul meu, căruia n-am apucat să îi spun cu cuvinte de dragoste, el e cel care mă lua pe genunchi, cântam romanțe, îmi dădea și la 7 ani un pahar de vin roșu, nu era locul bun, dar mă rog, și el mi-a spus, nuțică, cine ne va despărți pe noi, moartea tata mare. Și de la el mi-a rămas o vorba lui păstorel Teodoreanu, mi-o doresc ca epitaf, viața e scurtă, să o facem lată. Asta era. Deci începând cu el și încheind cu Adrian Sârbu, omul căruia îi datorez de 15 ani toată schimbarea fundamentală din viața mea. Am ajuns la 47 de ani să fiu scos pe micul ecran. Eu, care eram
tot ce poate fi mai nefoto scenic, bun. Deci, între ei doi se află Dan Arsenie, un om care la între noua eram, Dan Arsenie era un om care știa germană, care citea Heidegger, Hölderlin la 16 ani, știa rusă, știa greacă, latinește. El m-a băgat în cultură înainte de Ioan Alexandru, dar persoana căreia, omul căruia îi datorez efectiv pe viața mea, intelectuală, spirituală, duhovnicească, este Ioan Alexandru și sunt mândru să vă spun că în dimineața zilei de azi, când filmăm noi, am predat la Humanitas un eseu confesiv despre el. Îmi pare rău că nu-l putem filma, nu mai este din septembrie 2000, dar el practic a reușit să ne, după cum el la rândul lui a reușit să își exorcizeze grație credinței în Iisus, toată păgânia dinăuntru lui, pentru că el era un maramureșan, băutor de horilcă, zdravân, un om care venea cu toată plămada aia transilvană, extraordinar, oamenii dealurilor, viilor, așa, și a avut ani de infern, de infern discutabil, de egofilie, de autopostulare ca Dumnezeu, ani de dionisism, a trecut prin vămile pustiei și a ajuns în imnele bucuriei și era un om care înțelegea tot, ierta tot, inclusiv oamenii de la partid, securiștii care l-au frământat ani și ani și cărora le spunea superb, ce îmi puteți face dacă vă iubesc? Alexandru este omul care, căruia se adresează toată recunoștința mea. Mai este un om, Bartolomeu, Anania, iarăși care părintele Sofian. Deci, din loc în loc, viața este parsemată, este răspândită cu personaje de acest gen. Dacă îmi cereți un om viu, existent, cald, este Gabriel Liceanu, un om de care m-am depărtat, mă țin, ne-am spus dumneavoastră vreo 25 de ani. Este un om care împreună cu Andrei Pleșu, pentru mine fac un om de plin. Omul perfect al culturii românești de astăzi ar fi un amalgam de Liceanu și Pleșu. Și dumneavoastră unde ați fi? Eu, cum le-am spus lor, voi sunteți păpoși de Pașadia și Pantazi și eu sunt un pirgu printre ei. Nu, eu... Îmi pare rău că m-am cheltuit foarte mult în viață, regret și am să mor cu acest regret. Fiecare vrea să fi fost ceea ce nu e, mă rog. Eu, deși toată viața m-am lăudat că sunt impresionist, foiletonist, cazetar, risipitor, mor cu nostalgia marilor sinteze. Eu am lucrat 10 ani la o enciclopedie a lumii românești prin viața și opera lui Ile Caragiale și sufăr că n-am reușit să o dau, pentru că în opera lui și în viața lui e toată România din 1870-1912. Și a doua n-am reușit să dau povestea generației 27. Spuneți că sunteți o combinație între Caragiale și Cioran. Cioran, da. Dar cine v-a învățat? Incredibilă, știu. Cine v-a învățat pe dumneavoastră că în fața icoanei se stă întotdeauna în genunchi? Cine v-a spus treaba asta? Nu așa știam eu. Abia acum am aflat de la părintele Dimitrie Dumitru Cobzaru, care a fost tare la mănăstirea Nicola din 2000, din 93 în 2000, cred vreo 7-8 ani, sau din 2000 în 2007, că nu este obligatoriu să îngenunchezi la icoană. Eu așa am fost, așa mi s-a părut, că e normal. Cine m-a făcut pe mine să nu îngenunchez când îngenuncheau la mănăstire, la prodromul, la Athos, în jurul meu 300 de bărbați, unul mai viril decât altul, au căzut în genunchi și au rămas în picioare. A fost cel mai cumplit moment din viața mea când am vrut să fac și eu ce fac ceilalți. Și n-am putut. Am spus că mint.
că îl mint pe Dumnezeu, că își va da seama că eu cred în El, dar nu pot să îngenunchez înaintea Lui. Mă rog, intrăm în lucruri destul de delicate. Aș vrea să mai spuneți ceva. Spuneți așa, ești bun dacă nu faci rău. Măcar. Ajunge? Doar măcar să nu faci rău. Asta am învățat-o prin anii 80 de la doamna Magdalena Bedrosian, redactorul meu de la cartea de debut, apropo de activiștii care tot veneau atunci și se schimbau dudulea cu croitorul, etc. Și ea mi-a spus, măi, oameni buni, în epoca asta, deci eram în Ceaușismul cel mai rău, 87-89, dacă nu poți să faci bine, măcar să nu faci rău. Deci asta era o dorință de atunci. Ori astăzi, măcar să faci bine și să nu faci rău. În epoca asta în care fiecare nu știe cum să contribuie cu mai mult rău la mocit la care ne înconjoară, simplu fapt că, ce să spun, nu arunci un bilet de tramvai pe jos, deja e un lucru bun. Adică am ajuns să ne mulțumim, noi ăștia în vârstă, conservatorii, întârzietorii, am ajuns să ne mulțumim cu cele mai infime gesturi din partea puștimii și a tinerilor de vârsta dumneavoastră, încât simplu fapt că îi văd că scot căciula când intră în biserică, deja e lucru mare. Am vorbit despre răbdarea aceea care a caracterizat relația cu Tania, dar văd că ați pus răbdarea într-un volum. Da. E cea mai nouă, da, apariție, adică am încercat și eu și Ciprian Măceșaru să ne exorcizăm forfota asta. Și încape răbdarea? Înțelcească în... dinăuntru nostru, ar mai fi mers 100 de pagini. Am zis să avem răbdare, am zis să o luăm, cum spune transilvaneanul, nu te lății broască în tău, că nu-i tău, tăta tău. Și am vrut numai așa să dăm o idee de ce înseamnă slow. Slow food, slow cities. Deci eu aș vrea ca toți cei de vârsta mea să fim cam ca opritorile astea de pe drum, care mai încetinesc un pic viteza de la mașini. Deci să trăim încet, să gândim încet, să iubim încet, să mâncăm încet. Avem timp pentru toate? Trebuie să ne găsim, Doamne. Timp se găsește întotdeauna. Într-o viață de om, când se le faci pe toate? Un bemol. Dar ce trebuie să faci în viață? Decât să fii om bun, să fii la casa ta, să ai copilul tău și să mori în păcat. Eu zic că în 70 de ani, astea patru chestii se pot face. Când stăteam în birou și priveam biblioteca mea de acasă, mă gândeam dacă ar fi să le punem în rafturi așa, pe toate cărțile pe care le-ați citit dumneavoastră, câte biblioteci am strâns? Doamne, eu nu vă recomand din cărți. Eu citesc de la 4-5 ani în fiecare zi. Deci am o jumătate de lectură. Nu știu, între 100 și 5 în fiecare zi. Deci în o jumătate de veac de lectură, care nu înseamnă absolut nimic. Eu vă spun să luați din toate cărțile citite zilnic în 50 de ani, dacă luăm 10 titluri, care sunt Biblia, Shakespeare, astea sunt cele două paranteze, și între ele marii moraliști ai lumii, Epictet, Marcus Aurelius, Seneca. Simțiți că ați citit și degeaba? Pascal, Doamne, 85%, astea sunt cărți care se duc. Apropo de jobul dumneavoastră de la postul respectiv de televiziune, prezentat vreodată vreo carte? Ați adus, omul care aduce carte, da, ați adus vreodată o carte în atenția telespectatorilor? O carte care nu merita? Care nu merita, nu. Dar care nu mi-a plăcut mie, da. De nenumărate ori am fost atât de obsedat de obiectivitate, cât se poate să ai, încât chiar dacă am avut romane înfiorătoare, cu lesbianism, cu homo, cu monstruozități. Uite, Moian, Sorgul Roșu, de pildă. Este un fluviu de sânge, de cărnuri făcute praf, de câini care sfâșie soldații, deci cărți înfiorătoare. Henry Miller, Sexus, Plexus, Nexus. N-am avut nicio treabă cu Henry Miller, nu-l suport, dar știe să facă. Deci chiar creatorii de orori i-am adus în prim plan. Și am avut chiar și dușmani ale căror cărți le-am cumpărat pe banii mei și le-am prezentat eu. Am vrut să lupt, să dau din toate părțile, și de autori bătrâni, Puștimea, care mi-a spus că sunt un conservator, o tombateră, care
califică drept mizerabilism tot romanul nou. E uite, le-am adus și romane de acel gen. Deci, da. Cărți care nu merită, nu. Dacă sunteți pe stradă și vă întâlnesc cu oamenii, ce vă spun? Ador asta. Adică vă simțiți istorie. Vedetă? Nu, vedetă, mă bucur. Mă bucur enorm pentru obiectul muncii mele. Deci sunt atât de încântat că se citește și că a scăzut în ultimii 10 ani, a scăzut înfiorător vârsta celor care mă opreau. Acum 7-8 ani erau doamne de 70-80 de ani. Ce bine că exista, domn profesor, să mai citim, să mai... Acum mă opresc pușoaice de 12 ani, dar romane fantasy de ce nu dați? Mă zic, măi omule, nu mă pricep, eu știu ce-i cu ăsta, cu lordul inelelor, cu urzeala tronurilor. Nu știu, eu am rămas la Ispirescu. Dar pe Harry Potter la știu? Anderson, nu, nu. Ce am descoperit acum? Acum sunt mândru că am descoperit Pipi Șosețica. Acum 20 de ani tot spunea fiica mea de Pipi Șosețica. Mă, ce-i cu Pipi asta? Acum când am nepoți... Puștoai ca roșcată, cu pistrui, nu? Da, deci cu un ciorap așa și cu un așa. Și care cară un cal, bine mersi, nu este un fel de Alice în Țara Minunilor adusă în real. Da. Acum am nepoți și încet, încet, ai să vezi că într-un an, doi, dacă nu ajung la Harry Potter, mare, mare lucru. Câți ani au nepoții? Doi. Doi și, da. Și cum vă comportați ca bunic? Habar n-am, nu, ca și cu fiica mea, nu știu, iarăși. Cum cine ar trebui să vă învețe tată? Să fiți bunic? Nu, asta nu, să învață. Astea sunt legile naturii care te învață să nu mai fii orbit de tine însuți, ci să te apleci drăgăstos către cel mic. Ori eu încă am înăuntru meu obsesia să mai scriu o carte despre aia, una despre aia, nu mă pot dezbăra. Mi-ar plăcea să mă laud cu generozitatea absolută, dar sunt, la mine pe primul loc, într-adevăr, rămâne lucru. Da. Opera. Îi lăsați să urecheze cărțile? Când o să văd că le urechează, o să închid ochii și am să accept. Sper. Dacă ar veni la dumneavoastră nepotul, să spunem pe la 14-15 ani, și v-ar întreba ce să citească, care ar fi prima carte din bibliotecă pe care i-ați da-o, așa cum... Biblia, prima carte. Biblia. Și nu neapărat să o ia cum am luat-o eu, de la Exod până la Apocalips. Nu. Să o deschidă în orice loc vrea. Este singura carte din lume, alături de Shakespeare, dar este singura pe care oriunde o deschizi, știți bine asta, oricând vrei tu, în orice loc ei, în orice stare de spirit ești, imposibil să nu piști pe un lucru. De-aia sunt și contradicții și fiecare om poate să-și găsească argumente în ea. Și apoi Shakespeare, pentru că Shakespeare a fost, pentru mine, este cel mai mare dar al mamei mele, îl am și astăzi cu dedicație, aveam 12 ani, cred, când mi-a dăruit ce Shakespeare. Scrie? Ce scrie acolo? Ce v-a scris mama? Să știi că atunci când vei fi mare, sper că te va interesa și o să-ți placă. Deci a știa, era un fel de inginerie, mă programa de la 12 ani pentru Shakespeare, care vine după 17-18 ani. Dar dacă fiul meu, dacă nepotul la 14 ani, ar trebui să știu ce fel de om e, ce fire are, ce plămadă este, ca să știu să îl îndrum. Dar în mod sigur, vă spun iarăși, moraliștii, să citească Epictet, Marcus Aurelius. Ați prezentat vreodată o carte a dumneavoastră în emisiune? Nu, Doamne, iartă-mă. N-am prezentat nici măcar ce am tradus eu, nici măcar cărți traduse de Tania. Nu m-a lăsat niciodată. Soția mea nu m-a lăsat să o citez în ziar cu un articol din revista 22, de care aveam nevoie în textul meu. De ce? Nu. Asta e, nu-i plac lucruri de acest gen, ea este exact opusul meu. Eu am un exhibiționism, eu este în mine, ea este pe care partea... Care este principala dumneavoastră calitate? Dăruirea, ca să nu spun generozitatea. Mă dăruiesc cu mare drag, oricui. Deci asta, chiar că dăruirea, recunoștința, bucuria de a fi... Asta. Există oameni pe care i-ați creditat cu încredere în destinul dumneavoastră și care v-au făcut să vă puneți semne de întrebare? Există oameni care v-au dezamăgit? Nu, cred că nu. Am fost altceva. La 17,
18 ani, când veneam în lumea literară, eram sigur idealist. Vedeam totul, nu cum spun eu, tot auzeam viața artistică, este o junglă, fiecare vrea să îl sfâșie pe celălalt, să ia locul celuilalt. Am fost și îngrozit când am dat de fragmentele presocraticilor, unde am dat de un citat din Cleobulos, greu este să fii bun. Toți oamenii sunt răi. A fost înfiorător. Eu credeam că toți oamenii sunt buni. Răi sunt câțiva. Ei bine, nu. Cu timpul, deci de când am intrat în viața literară ca o fecioară în bordel. Consideram că totul e perfect, că ne iubim toți, că nu există tabere, găști. Auzeam mereu că ăla este omul lui, ăia vor să-i facă praf pe ea, revistă de stânga, revistă de dreapta, nu. Eu vreau să fiu deasupra, să plutim o levitație și an de an, cam basmul ăla cu pernele de sub fund, la fiecare minciună, la fiecare deziluzie, mai fugea câte o pernă de sub mine. Încât acum sunt vindecat, n-am ajuns cinic, n-am ajuns să surâd sardonic la tot ce se întâmplă, dar nu mai pot să văd bine, nicăieri. În viața literară și în viața artistică trebuie să-i dau dreptate acelui hâtru, ludic, sadic și cinic de Politruca, care a fost Paul Georgescu și care îmi întreba de Florin Mugur, era mâna dreaptă a lui Leon Tereutu când erau bătuți Vasile Voiculescu la închisoare și murea Ulcănescu și pe Blaga îl alungau din facultate. Și Paul Georgescu îi spune, bag seama că mătăluță ești o leacă vegetarian. E încă cultivă această nostalgie a vegetarianismului, nu poți fi carnasier. Ori în breasla artistică și în orice breaslă, dacă nu știi să muști din când în când, la beregată și chiar prin spate, risc să ajungi un băiat bun, cum am ajuns eu. Nu e chiar așa. Niciodată n-am vrut putere și i-am șocat pe mulți, respingând tot felul de posturi. Puterea, știu bine, corupe, te injectezi cu o travă aia, cu drogul ăla îngrozitor, dar am vrut prestigiu în breaslă. E o leacă. Nu e chiar altceva. Așa de trist că sunteți un băiat bun. Da, asta zic și eu, nu e. De aceea aș vrea să vă rog ca acest băiat bun și nu omul care aduce cartea să privească acolo direct în camera care vă aduce în casele telespectatorilor și în finalul emisiunii să le transmiteți un mesaj. Nu despre cărți, ci ceva care v-ar descoperi într-o altă lumină. Două pot să spun. Eu care sunt un digresiv nu pot să spun doar unul. Două mesaje. Am fost întrebat recent cultura. Ce e cultura? Toată lumea fiind convinsă că n-am să știu că o să mă panichez. Și am spus simplu, cultura este ceea ce îmblânzește, domesticește fiara din om. Și într-un interviu am fost somat să spun cât mai scurt și rapid care a fost și este crezul meu în viață. Este foarte simplu, de o banalitate biblică, îndemnul lui Iisus Hristos, cu care vreau să încheiem, că este perfect, fiți buni. Ajunge zilei răutatei. Ce frumos! Vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Poate că nu întâmplător locul în care ne aflăm se numește în franceză Joie de Vivre și mulțumim că ne-a primit astăzi aici. Doamnelor, domnilor, sunt Evelin Păuna. Până săptămâna viitoare vă invit să fiți recunoscători. Aici, la Trinitas, să cultivăm recunoștința. Mulțumesc, toate cele bune!